organizație serioasă care vrea să răspundă așteptărilor cetățenilor și să servească interesul public cu cinste, cu corectitudine, cu loialitate față de cei ce își pun speranțele în ea, în organizație. Astăzi suntem în fața dumneavoastră, subsemnatul și tânărul coleg Pavel Popescu, deputat de Timiș, după cum bine știți deja. O să abordăm, desigur, subiecte la ordinea zilei. N-avem cum să nu vorbim despre ceea ce se întâmplă în țara noastră în această perioadă. Am mai spus-o și în alte rânduri, ceea ce a făcut PSD-ul după ce a preluat puterea este de natură să ne îngrijoreze, pentru că după câteva măsuri binevenite pe care populația, un segment sau câteva segmente de populație le-a primit bine, am văzut de fapt ce era ca prioritate în mintea puterii PSD-iste, PSD-isto-aldiste sau cum să-i spunem, da? În mintea acestei puteri era de fapt o grijă specială pentru cei ce încalcă legea. Era o grijă să se dea încadrări mai bune unor fapte care sunt percepute de către oamenii corecți, de către oamenii cinstiți, ca fiind fapte incorrecte, ce ar trebui penalizate, și respectiv preocuparea de a îi ajuta pe cei care au fost dovediți drept făptuitori de ilegalități să scape de pedeapsă, respectiv să ispășească cât mai puțin din pedeapsă în cazul în care deja au fost trimiși în pușcărie. Cetățenii României, pe bună dreptate, au reacționat pentru că o asemenea preocupare, o asemenea abordare a actului de guvernare te pune pe gânduri. Ca om cinstit, îți este greu să accepți să fii tratat egal cu unul care încalcă legea. E foarte greu să accepte cineva ca el, care respectă legea, care își vede de treabă la locul lui de muncă, cu corectitudine, cu cinste, să vadă că are parte în societate de aceeași poziție ca cei ce fură, ca cei ce comit diverse alte ilegalități. Cine încalcă legea trebuie să fie pedepsit. Sigur că putem să avem discuții despre condiții de închisoare, pentru că nu este normal ca dacă ai trimis pe cineva în închisoare cu o anumită pedeapsă, el acolo să aibă pedepse suplimentare prin condițiile necorespunzătoare. Nu e normal ca acolo să se îmbolnăvească sau chiar să-și piardă viața. Dar dacă ne uităm la nivelul atins de societatea românească astăzi, nu este oare firesc să ne punem întrebarea, dar să ajungă oameni corecți, cinstiți, în spitale, cu anumite afecțiuni și să iasă de acolo cu afecțiuni mai grave sau unii chiar să facă infecții, să își piardă viața? E normal, asta nu trebuie să fie o prioritate, să punem spitalele la punct. Oare școlile noastre este normal să fie în condițiile în care sunt o mare parte a lor? Dar oare căminele de bătrâni sunt suficiente în această țară? Cele care sunt oferă condiții pe care le merită bătrânii respectivi? Există fonduri alocate încât aceste cămine să fie deservite de personal corespunzător, suficient numericește, bine pregătit și motivat? Sunt o mulțime de lucruri care eu cred că sunt mai prioritare decât cele spre care și-a arătat grija specială puterea PSD-isto-aldistă. În plus, cetățenii au reacționat așa și pentru că, în plus, și pentru că nu numai conținutul acelei ordonanțe
și a proiectelor aprobate în guvern sunt de natură să-i nemulțumească și să-i îngrijoreze, dar și maniera în care guvernul a încercat să schimbe legislația cu grija aceasta pentru infractori. Nu o să iasă din mintea românilor ușor faptul că guvernul PSD-ALDE s-a întrunit noaptea ca să schimbe legislația în aceste spețe foarte sensibile. Și PSD-ul și ALDE vor avea de plătit, fără îndoială, în fața cetățenilor României, pentru ceea ce au făcut pe aceste spețe sensibile, cum spuneam. Acum, ce am aflat? Ieri am aflat cu stupoare că în urma mișcărilor de stradă, vezi, Doamne, nu pentru că oamenii care au ieșit în stradă ar avea dreptate în nemulțumirile lor, ci pentru că vin alți 1 milion să-și arate sprijinul pentru domnul Dragnea și pentru ordonanța, respectiv proiectele de lege pe care el le vrea promovate, domnul Dragnea s-a gândit în înțelepciunea sa să retragă ordonanța. Dar șocul este abia în momentul în care vezi ce vrea să facă după ce o retrage. N-are nicio frământare în privința conținutului acestor acte. Spune că ele trebuie trimise în Parlament și că se merge înainte cu ele. Păi, cum crede că vor renunța aceste sute de mii de cetățeni ai României, din ce în ce mai mulți, la proteste, știind că, de fapt, guvernul nu vrea să renunțe la aceste proiecte ale sale de a schimba legislația în această zonă. Eu cred că este vorba despre o doză mare de inconștiență. Probabil că e beția puterii. Noi ne amintim și de perioada 2000-2004, când PSD-ul era putere cu Adrian Năstase, prim-ministru, și când orice PSD-ist îți lăsa impresia la acea vreme că PSD-ul va fi veșnic la putere și că va fi din ce în ce mai puternic. Ori, ce s-a dovedit? S-a dovedit că PSD-ul, așa cum s-a întâmplat și altora în istorie, și în România, și în alte țări, de fapt, era un uriaș cu picioare de lut. Și asta dovedește, după părerea mea, și PSD-ul actual. A apărut în ochii noștri ca un uriaș, după alegeri, mașina de propagandă l-a făcut să apară și mai mare și mai puternic decât de fapt este în realitate, dar până acum au fost mascate picioarele. Acum vedem abia că PSD-ul de astăzi este de asemenea un uriaș cu picioare de lut. Și soarta sa probabil că va fi aceeași pe care au avut-o în istorie toate structurile, și în România, repet, și în alte țări, toate structurile de aceeași factură care s-au crezut veșnice, atotputernice și care în final au sfârșit lamentabil, s-au prăbușit. Nu vreau să vă spun mai multe decât că sunt mândru să fiu primarul unui oraș ca Timișoara și al unor cetățeni ca timișorenii. Toate protestele aici s-au desfășurat de o manieră impecabilă, civilizat, fără nici cea mai mică tentativă a cuiva să provoace violențe. Și ce a fost foarte impresionant pentru mine a fost cum
a rămas Piața Victoriei după ce cei 40.000 de oameni care au fost la protest aseară s-au retras. Vreau să vă spun că mi-a fost dat să particip la evenimente de mare anvergură, nu de proteste, dar la evenimente de mare anvergură și în Germania, și în Franța, și în Italia. Și ce rămânea în urma participanților acolo, te îngrozea. E adevărat că te și impresiona că într-o oră era totul lună. Dar în Timișoara nici n-a fost nevoie să intervină cineva. Piața Victoriei a rămas în urma celor 40.000 de oameni pur și simplu curată, încât n-a fost nevoie să intervină cei de la salubritate. Eu asta n-am văzut-o nici la Bolonia, nici nu mai nominalizez orașe, în Franța, nici în Germania, unde, repet, am participat la evenimente la care au fost 10 până la 30.000 de oameni. Le mulțumesc timișorenilor și încă o dată sunt mândru să le pot fi primar, sigur, urmarea votului pe care l-am primit din partea lor, și sunt mândru de orașul meu. Domnul primar, da. Strada cere abrogat și plecat, adică să și demisioneze. Acum dumneavoastră credeți că ar trebui să demisioneze guvernul Grindeanu sau se mai poate repara greșeala asta? Eu, cum să vă spun, nu știu ce guvern ar putea să aducă PSD-ul în continuare. Pe mine mă interesează prea puțin cine este ministru la un resort sau la altul, cine este prim-ministru. Pe mine nu mă interesează numele, pe mine mă interesează faptele. Îmi doresc ca România să fie guvernată bine. Sigur că mi-aș fi dorit să fie guvernată bine de către un guvern PNL, de către un guvern de dreapta. N-a fost să fie și nu mai facem acum analize, haide să zicem, datorită greșelilor pe care noi, Partidul Național Liberal, le-am făcut, și de aici trebuie să plecăm, da? Să nu învinuim pe alții, pentru că eu am mai fost răstălmăcit atunci când am mai pomenit o persoană sau personalitate sau alta. Eu nu am acuzat acele persoane sau personalități, eu am spus că noi am greșit, că am căutat locomotive în afara partidului. Dar nu respectivii au fost de vină, ci noi am fost de vină, că trebuia să folosim deviza noastră veche prin noi înșine, deviză care întotdeauna ne-a adus succes. Sub ea ar fi trebuit să acționăm și ar fi trebuit să înțelegem cu totul și cu totul altfel modul în care trebuie făcută campania electorală, iar în această privință eu consider că PSD-ul, cu experții pe care i-a avut, consultanți, a dat o lecție de cum trebuie făcută o campanie electorală, iar la polul celălalt, noi, Partidul Național Liberal, am dat o lecție de cum nu trebuie făcută o campanie electorală. Și din aceste două lecții trebuie să învățăm pentru viitor, pentru că trebuie să înveți și pozitiv și negativ, și din exemplele de succes și din exemplele de nereușită. Trebuie să înveți. Evident că nu pot fi de acord cu componenta populistă din platforma PSD-ului, nu luăm totul la crămadă, nu pot fi de acord cu angajamente financiare nesustenabile, care până la urmă vor deveni minciuni în raporturile cu electoratul care și-a dat votul crezând în acele angajamente. Dar, în alte privințe, e o realitate că PSD-ul a avut o campanie făcută profesionist și noi am avut o campanie foarte, foarte proastă. Deci, o să demisioneze sau nu? Nu, nu știu, asta rămâne de văzut. Dacă noi ieșim în stradă, și eu ați văzut că am fost la toate protestele și voi merge în continuare,
Am lipsit duminica trecută când am fost la București, acesta a fost motivul pentru care am lipsit. Atunci și ieșim în stradă, repet, ca apărători ai statului de drept, atunci trebuie să respectăm normele statului de drept. PSD-ul a câștigat alegerile, are o majoritate în Parlament, are dreptul să-și facă guvernul. Dacă raportul de forțe se schimbă dintr-un motiv sau altul, discuția, evident că și ea ia o altă turnură, dar deocamdată este treaba PSD-ului, treaba noastră este, celor care facem opoziție, treaba noastră este să nu lăsăm guvernul PSD, oricare ar fi el și cu orice prim-ministru ar fi el, să derapeze, să facă rău țării. Acolo trebuie să ne opunem cu toate mijloacele pe care statul de drept le permite. Și eu zic că facem asta și noi, liberalii, pentru că alături de oameni fără partid, am fost și foarte mulți membri și simpatizanți PNL, peste tot în țară, cum este și firesc, nu cred că cineva se miră de asta. Nu a venit nicio persoană în țară, nici pentru că este membru PNL sau USR sau mai știu eu al cărui alt partid, și nici pentru că nu este membru de partid. Toată lumea a venit în piețe, la proteste, din indignare față de modul în care PSD-ul exercită puterea și din îngrijorare totodată față de ce s-ar putea întâmpla pe viitor. Eu mă opresc aici,